Un proiect inedit, promovarea lecturii la copii, iată că suntem la premiere. Da, mă bucur că putem face public acest lucru. De fapt, îl facem public de ani de zile, pentru că el este promovat de Biblioteca Municipală Radu Roseti, dar acum sigur că este o plajă mai mare de promovare și atunci pot să vă spun că acest concurs este un concurs pe care eu îl port în suflet, pentru că l-am inițiat în urma unei experiențe pe care am avut-o la București, când am fost invitată la Biblioteca Universitară și acolo tema de fapt era promovarea lecturii la copii. Și sigur că din tot ce am învățat și tot ce am văzut acolo, am încercat să adaptez în biblioteca noastră la secția pentru copii, pentru că la copii cred că este foarte important să îi să lucrez cu ei, să-i încurajez să citească în primul rând de adevărat și atunci trebuie să-i și stimulez un pic. Și am plecat de la un proiect, cred că sunt 15 ani, dar unul dintre concursuri s-a desfășurat mai pe 2 ani, pentru că a fost pandemia și l-am prelungit. De aceea și cel care astăzi este pe lista de premiere, este un pic mai sărăcuț în personajele pe care le vedeți, pentru că, de fapt, el este inițiat pe niște personaje din cărțile pentru copii și fiecare copil vine și își alege un personaj, sub fiecare personaj este scris numele copilului, el vine și împrumută, se desfășoară pe parcursul unui an școlar. Inițial trebuia să-l premiem la 1 iunie, dar anul acesta am decalat un pic. Și pentru că ne-am adunat mai puțin după pandemie, sunt mai puțin. Dar dacă ne uităm un pic pe celelalte panouri, o să vedeți că ei s-au înscris de-a lungul anilor foarte mulți. Și chiar veneau, citeau, se întreceau efectiv. Dar revenind la ideea concursului, da, am început chiar așa, cu o clasă. Clasa doamnei învățătoare Mihaela Oana Isac, de la școala Voievod Ștefan cel Mare și care ne-a făcut, ca să spun așa, debutul în acest concurs și copiii au fost foarte încântați și de atunci, sigur că în același concurs, sigur că avem și copii de la școli, de la clase, de la anumite clase, care se înscriu chiar cu clasa, dar bineînțeles că el se adresează tuturor copiilor din Onești. Și atunci, pe măsură ce se înscriu sau sunt deja înscriși, noi îi ajutăm să se înscrie în acest concurs și sigur că pe cât pot se întrec și așteaptă și acele premii care noi încercăm să le dăm în fiecare an și încurajăm pe toți, pentru că și cei care participă sunt cei care au făcut un efort și la anul eu vă spun din experiență că în următorul an cei care au primit, da, au venit și nu s-au gândit că poate vor lua vreun premiu sau unii dintre ei chiar nu prea au venit, nu au fost foarte consecvenți, fie că au avut cărți acasă, fie că, mă rog, au venit mai rar. Dar văzând că ceilalți au fost premiați și ei au primit și ei o diplomă de participare și o răsplată din partea bibliotecii, în următorul an au fost foarte, foarte activi. Câți copii premiați astăzi? Avem estimativ. Da, așa cum am spus, anul acesta avem mai puțin, pentru că ne-am adunat târziu după pandemie. Dar suntem în jur de 29 și noi ne bucurăm, pentru că este... Dacă stau și mă gândesc bine, cred că este numărul de început, adică o clasă pe care ne-a adus-o doamna Isac și îi mulțumim pentru că a fost prima. Și întotdeauna am încercat să spun câteva cuvinte despre doamna Isac, pentru că, și cu drag și mereu, pentru că a fost o colaboratoare ferventă a acestei instituții, da, și îi mulțumesc și nu numai dumnea ei, pentru că de-a lungul anilor am avut proiecte cu multe doamne învățătoare și cu aproape toate școlile din Onoș și o să vă spun că a ieșit ceva frumos, zic. Eu așa zic că tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului aici la noi în bibliotecă a fost spre folosul copiilor și bănuiesc că le-a rămas, eu știu,
pasiunea pentru lectură, pentru că practic noi asta am încercat să promovăm, lectura. O să vă puteți alege aici atelier de desen, atelier de Lego, de șah, atelier de creativitate, careuri de vacanță, atelier de limbă engleză. Sunt 11 ateliere unde puteți participa gratuit, să le arătați părinților și dacă doriți, de luni sau vedeți pe zile, este programul atelierelor, vă puteți alege o zi și veniți și vă înscriem aici. Sunt două luni în care puteți să vă mai umpleți timpul într-un mod benefic. Vă felicit pe toți pentru că ați participat la acest concurs. Mai țineți minte cum se numește concursul? Haideți, mai ales băieții ar trebui să știe. Da, supereroi? Exact, supereroi. E un concurs pe care Biblioteca Municipală Radu Grosseti îl desfășoară prin doamna bibliotecar Rodica Zaharia de foarte mulți ani în școlile din municipiul Onești. Și v-am chemat astăzi să vă și răsplătim pentru că ați fost foarte creativi și ne-ați trimis lucrările voastre. Dar înainte de a vă citi care sunt premianții și să vă înmânez diplomele de participare, am să rog pe doamna Rodica să ne spună din gândurile, din impresiile dânsei și despre concursul din acest an. Da, pentru mine este un an mai special, pentru că începând de la anul nu vom mai avea plăcerea să vă întâlnesc ca și cititori și eu ca bibliotecar, pentru că așa cere viața, voi părăsi această instituție spre pensie, dar colega mea mi-a promis că o duce concursul mai departe. Asta înseamnă că va rămâne ceea ce eu am avut, să spun așa, un proiect de suflet pe care l-am făcut în urma unei experiențe pe care am avut-o cu ani în urmă la București și am încercat să fac ceea ce mulți... Era perioada când, de fapt, nu mă se mai citea foarte mult. Intrase, sigur, tehnica aceasta digitală mai spre generația tânără și se pare că a rămas între timp, dar noi încercăm să facem acest lucru încăpățânare, adică să aducem copiii spre carte. Și am venit de la o activitate în care se promova lectura la copii cu ideea de a face acest concurs. Și iată că de 14 ani, 15 practic, pentru că unul s-a prelungit cu pandemia, dar de 14 ani noi ne întâlnim în fiecare an aici și ne premiem. Au trecut sute de copii prin aceste emoții și sigur că este, pentru mine este ceva care este ca și copilul meu, pentru că noi l-am început practic ca un, așa, nici nu știu cum să spun, ca un joc practic, am încercat să vedem dacă merge, pentru că venind de la București am încercat să facem acest lucru cu o clasă. Cu o clasă spre noi a venit o doamnă învățătoare din Onești, doamna Isac, poate dintre voi o cunoașteți pe doamna învățătoare, și cu clasa dumneei am început un panou pe care am pus niște mere și primul concurs a numit Omul Cunoașterii. Și fiecare măr avea un copilaș, un nume de copilaș sub el. Copiii au venit, s-au înscris la lectură și fiecare împrumut se materializa cu o bulinuță. Cine a avut cele mai multe bulinuțe la sfârșitul anului, sigur că a fost, dar toți au fost premiați și trebuie să știți un lucru. Noi toți suntem câștigători. Pentru faptul că venim în bibliotecă, pentru faptul că punem mâna pe carte, că o citim, o atingem, că este cartea fizică și nu trebuie să mai vorbim acum, că nu este cazul, suntem în vacanță și vă știți ce înseamnă lectura pentru copii, ce importanță are lectura pentru om, nu neapărat pentru copii, dar voi sunteți copii și trebuie să încercați să îndrăgiți cartea, pentru că
este un prieten care nu mă va trăda niciodată. Nu sunt cuvintele mele, dar îmi place să le spun. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc și celor care poate că își mai aduc aminte că au venit la bibliotecă, au trecut prin aceste emoții și au citit, au învățat să citească și dacă la început au venit doar ca și participanți, au primit o diplomă de participare, pentru că poate nu au crezut în concursul acesta, dar când au văzut că sunt premiați, în primul rând că simt nevoia, simt emoția celui care este premiat și s-au străduit mai în următorul an să vină și din participanți au devenit chiar premianți. Premiul 1, premiul 2 sau mențiune, nu mai conta. Am spus, totul înseamnă până la urmă un câștig. Deci noi toți suntem câștigători în momentul când citim. Și eu vă mulțumesc că ați participat, ați avut încredere în noi și vă așteptăm cât mai mult și în următorul an. Doamna Zaharia este bibliotecarul model, bibliotecarul clasic și eu personal o să regret foarte mult când va ieși dânsa la pensie, pentru că se implică, dânsa activează la secția de împrumuturi copii, mulți dintre voi o cunosc de acolo, pentru că veniți și împrumutați cărți. O să regret foarte mult când dânsa va ieși la pensie, pentru că se implică în toate domeniile. Trebuie să știți că biblioteca în ziua de astăzi nu mai e doar un loc de unde veniți să împrumutați cărți. Așa cum ați observat, oferim foarte multe servicii. Am devenit un centru cultural zonal unde voi puteți să mergeți și la internet, puteți să participați la ateliere, veniți la concerte, veniți cu clasa, cu școala la diferite sărbători. Așadar, ăsta este rolul bibliotecii, să vă formeze din punct de vedere educațional și cultural. Haideți să o aplaudăm pe doamna Zaharia. Și ca să, așa cum spunea și colega mea, să nu mai ținem mult, că sunteți încă în vacanță și trebuie să vă plictisiți în continuare, nu? Haideți să citim și copiii care primesc în acest an diploma de participare, începem invers. Sasu Răzvan Cristian, haideți să-l și aplaudăm la ei. Eu am început la anul la multe premianți, dar ești și câștigător și tu. Tudor Amalia, Sandro Amira Ștefania, Neculescu Elena Anastasia, la anul și tu, după steluța pe care ai pentru cou, să fii o stea aici, asta e fostul nostru. Da. Anton Alesia Ioana, Drulea Nicolas Alexandru, Strugoreanu Inesa, Dinga Sofia Maria, Artene Daria Andreea, Lăburiciu Cezar Adrian, ai câștigat, chiar dacă nu mă mântui, ești câștigător. Iamandi Mihai Ciprian, și Răileanu Diana Ștefania. Ajungem și la mențiuni. Avem câteva mențiuni de oferit. Felicitări! Potoroacă Mihai! Mirica Eduard Rareș! Băhnăreanu Darius! Tot mențiune pentru David Antonia Ștefania! Fulga Petra Alexandra. Matei Ana Maria.
dăm și mie. Voi da și Luca Mihai. Premiul 3 la concursul supereroi. David Maria Anastasia. Răileanu Bianca Ioana. Felicitări. Bogea Alexandru. Viața, abia v-ați trezit, o vacanță mă trebuie să te zic. Carnaru Alesia Andreea. Și Coșle Antonia Irina. Avem și două premii, doi. Drăgan Eva. Felicitări, Eva. Și Vlad Denisa. Iar locul întâi în acest an este câștigat de Moghio Teodora. Și la Centrul de Arte, la Vorzești, o să vă ducem noi cu microbusul, să vă ducem înapoi. Acolo, în aer liber, e chiar lângă pădure, o să vă puteți alerga, facem un atelier de creație, luăm obiecte din natură și creăm tot felul de lucruri frumoase. Așa că, dacă vreți, vă aștept cu drag. Vă mulțumesc mult că ați venit. O zi bună!